Bună seara, bine v-am găsit la știrile Action TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Băut a plonjat cu mașina într-un râu. Soț și soție răniți în accident cu ATV-ul la Rânca. Investiții semnificative în infrastructura rutieră la Roșia de Amaradia. O femeie din județul Mehedin și soțul acestei au fost răniți după ce ATV-ul pe care se aflau a căzut într-o prăpastie. Accidentul a avut loc ieri în zona montană Rânca. Femeia de 34 de ani a închiriat un ATV împreună cu soțul și au plecat la plimbare prin stațiune, însă la un moment dat a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și a căzut în gol. În urma impactului, ambii soți au fost răniți, victimele au fost transportate la spital. La data de 17 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Oiașului Novaci au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în zona turistic montană Rânca. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că o femeie, în vârstă de 34 de ani din Strehaia, județul Mehedinți, în timp ce conducea un vehicul de tip ATV pe drumul național 67C Rânca, a pătruns pe contrasens, picând în gol cu ATV-ul. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea femeii și a unui bărbat care era pasager, aceștia fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii accidentului. Un accident rutier s-a petrecut astăzi pe calea București din Craiova. Tot în municipiu a izbucnit un incendiu la o sală de box pe strada de zdrobiri. Potrivit IBJ Dolj, vinovat de producerea accidentului se face un tânăr de 19 ani din localitate. El nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturist ce circula din sens opus, condus de un bărbat de 29 de ani, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, o femeie de 53 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 29 de ani, a fost rănită. Victima a fost transportată la spital. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tot în municipiul Craiova a izbucnit un incendiu la o sală de box. La fața locului au intervenit pompierii doljeni cu 3 autospeciale cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, focul cuprinsese aproximativ 150 de metri pătrați din clădire. Incendiul a fost stins rapid înainte să se extindă la imobilele învecinate. Din fericire, în interiorul sălii nu se afla nicio persoană. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este un scurt circuit electric. Un șofer a intrat cu mașina într-un pod și a ajuns în albia unui râu. Accidentul s-a produs în această dimineață pe raza localității Scornicești din județul Olt. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un bărbat de 43 de ani din localitate. Acesta, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Muncii, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. A intrat în coliziune cu un pod și a derapat în albia râului Plapcea. În urma impactului, conducătorul auto și un pasager au fost răniți. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. Un incendiu de proporție a cuprins seara trecută 2 depozite de furaje din comuna Tetoiu, județul Vâlcea. Peste o tonă de fân s-a făcut scrum. La fața locului au intervenit pompierii militari vâlceni cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă. A fost anunțat și SVSU din localitatea Tetoiu. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta generalizat la 2 adăposturi. După aproximativ 5 ore de lucru, incendiul a fost lichidat. Cele 2 depozite au ars pe suprafață de 600 de metri pătrați. Totodată, aproximativ 1000 de kilograme de fân și cocene au fost mistuite de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a fost focul deschis în spații închise. Un tânăr de 22 de ani din comuna Baia de Fier a rămas fără permis de conducere și a fost amendat după ce a depășit pe linie continuă. Acesta a fost prins de radar mergând cu o viteză de 129 de km pe oră în timp ce depășea un autoturism pe un drum din Bumbeș Pitic. Polițiștii i-au suspendat permisul pentru 180 de zile. Aseară, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au identificat în trafic un tânăr în vârstă de 22 de ani din Baia de Fier, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Bumbești-Pițic, având o viteză de 129 de km la oră.
De asemenea, bărbatul a efectuat manevra de depășire a unui alt autoturism care se deplasa în fața acestuia, aflându-se pe un segment de drum marcat corespunzător cu depășire interzisă. Acesta a fost sancționat contravențional de polițiști cu o amendă în cuantum de 1485 de lei și a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile. Un alt tânăr de 31 de ani din comuna Brănești a fost prins fără permis de conducere. Acesta s-a ales cu dosar penal. Polițiștii l-au depistat ieri la un control de rutină pe DG662 Pârâu. La data de 17 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au identificat în trafic un bărbat în vârstă de 31 de ani din localitatea Brănești, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 662 Pârâu din județul Gorj, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere. Apar noi reguli pentru rovinietă. Va fi implementată o nouă opțiune pentru șoferi. Rovinieta valabilă doar o zi pentru autoturisme. În plus, va exista și o variantă de 2 luni pentru toate tipurile de vehicule. Rovinieta sau taxa de drum este o convenție de taxare a șoferilor impusă de Uniunea Europeană. Aceasta se aplică doar pe teritoriul țării și trebuie plătită de către toți șoferii pentru a putea avea dreptul la circulație pe drumurile naționale din afara orașelor. Astfel, rovinieta pentru 7 zile care permite circulația pe drumurile publice nu va mai fi disponibilă. Un proiect de ordonanță de urgență emis de guvern prevede însă că va fi pusă în vânzare rovinieta de o zi. Șoferii își vor putea cumpăra roviniete pentru 10, 30, 60 de zile ori pe un an, iar rovinieta pentru 7 zile nu va mai fi disponibilă în 2024. De exemplu, pentru autoturismele din categoria A, șoferii vor plăti 12,5 lei dacă au nevoie de o rovinietă doar de o zi, 16,5 lei pentru 10 zile, 26,5 lei pentru o lună și 42 de lei pentru 2 luni, iar pentru un an, aproximativ 139,5 lei. Noul proiect de ordonanță al Guvernului trebuie să transpună în legislația națională prevederile europene din 2022, iar termenul este de 25 martie 2024. Tot în acest an, prețul unei roviniete variază în funcție de tipul mașinii. Taxa este diferită pentru fiecare categorie de permis în parte. Nu sunt schimbări majore la cariera minieră Jil Sud la un an de la tragedia în care au murit 3 tineri. Cu toate că săptămâna aceasta s-a împlinit un an, puține sunt măsurile luate în ceea ce privește îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de lucru și chiar de transport. Din păcate, în urmă cu un an, 3 mineri și-au pierdut viața după ce un camion a căzut de la înălțime de pe un pod. Șoferul nu a mai putut controla mașina și vehiculul a căzut în gol și s-a răsturnat. În vehicul se aflau 13 persoane. Acestea erau transportate cu un vehicul folosit doar pentru marfă. Polițiștii și procurorii fac și acum anchetă în dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă. FNM a organizat astăzi la ora 9 la restaurantul Bulevard din Târgu Jiu și în municipiul Motru de la ora 12 la Casa de Cultură. Noi întâlniri cu cabinetele de avocatură privind legile 74 și 197, precum și pe recalcularea pensiilor. Minerii, energeticienii și foștii salariați din unitățile prestatoare au fost chemați să vină cu câte o copie după cartea de muncă, decizia de pensionare, carte de identitate și eventuala adeverințe cu câștigurile obținute. De asemenea, a fost așteptată prezența expropriaților din zonă, care nu au fost despăgubiți pentru terenurile afectate de minerii și termocentrale. Aceștia au trebuit să aducă și actele sau adeverințele de proprietate. Sunt probleme în ceea ce privește decontarea transportului la una din sucursalele electrocentrale din CEO. Potrivit sindicatelor din termocentrala Ișalnița, zeci de salariați nu ar mai beneficia de decontarea transportului de la domiciliu la locul de muncă și retur. Acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă și este acordat tuturor angajaților din complexul energetic Oltenia. Serviciile de transport pentru salariații respectiv lipsesc de circa un an de zile. Se caută soluții pentru ca oamenilor să le fie decontat transportul. În urma demersurilor făcute de echipa PNL Gorj, miniștrii liberali de la dezvoltare și finanțe au găsit soluții pentru deblocarea posturilor din sănătate. Astfel că numai puțin de 108 posturi în sistemul medical gorjan vor fi scoase la concurs în perioada următoare.
Angajările vor fi făcute în cadrul a două unități spitalicești din Gorj. Este vorba despre Spitalul Orășenez Rovinar și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. În momentul de față, Consiliul Județean Gorj și conducerea Spitalului Județean nu mai au nicio scuză pentru deficiența de personal din SJU. La nivelul județului Gorj se vor putea organiza concursuri pentru 108 posturi în spitalele Târgu Jiu și Rovinari. Atragem atenția că sănătatea gorjenilor nu este un domeniu în care să faci experimente. Mulțumim miniștrilor liberale Adrian Veștea și Marcel Boloș, care găsesc soluții pentru problemele reale ale oamenilor. Reușim doar prin noi înșine. Hai la treabă! Au transmis reprezentanții liberali pe pagina PNL Gorj. Autoritățile locale din Comuna Roșie de Amaradea își continuă munca și anume modernizarea localității. Un nou proiect destinat drumurilor de interes local este deja în derulare. În prezent se modernizează drumurile de exploatație agricolă. Drumurile, odată asfaltate, vor deschide zonele respective, unde în mare parte sunt utilizate de proprietarii din comună. Noi vrem să continuăm lucrările de modernizare a drumurilor din localitate și când zic drumuri, avem câteva lucrări de finalizat la anumite străzi din localitatea Roșia de Amaradea, în sensul că trebuie executate și șanțurile betonate de o parte și de alta drumul asfaltate. Același lucru pot spune că e nevoie și e planificat să executăm lucrări de construire șanțuri betonate de o parte și de alta a drumurilor de tarla, pentru că am început să asfaltăm și drumuri de tarla și vom continua acesta care se referă la modernizarea drumurilor de tarla în anul acesta, în sensul că lucrăm la ultimile documente care trebuie anexate. Noi l-am și încărcat, l-am depus pentru a primi finanțare de la Uniunea Europeană să asfaltăm aceste drumuri de tarla. CSM Târgu Jiu a avut o prestație convingătoare, mai ales în prima repriză cu HC Dunărea Brăila, dar a cedat confruntarea de teren propriu cu una dintre echipele care ne reprezintă în Europa. Urgențele au evoluat agresiv și au fost foarte precise în prima repriză, pe care au încheiat un avantaj, 19-18. Alexandra Gavrilă Frățilescu a condus magistral atacul gazdelor și a terminat jocul cu 10 goluri. Nu a fost însă suficient ca echipa condusă de Liviu Andrie să facă față rotației lungi pe care o au brăilencele. Formația adversă a făcut o apărare mai bună în repriza secundă, iar alb-albastrele au părut că termină benzina în finalul confruntării. În cele din urmă, Dunărea Brăila a plecat învingătoare de la Târgu Jiu, scor 28-32. Handbalista Bianca Chiriță a recunoscut că gorjencele și-au pierdut suflul pe final de meci. Moseala începe să-și pună cuvântul. Față de anul trecut jucăm și meciurile din EHF și este mult mai greu. Trebuie să muncim mult mai mult și cred că finalul meciului își spune cuvântul în orice partidă. Pe de altă parte, antrenorul Liviu Andrie și-a felicitat elevele pentru atitudine și determinare. Pentru modul cum s-au prezentat, pentru atitudinea care au avut-o, n-ai ce să le reproșez fetelor. Dacă am fi avut atitudinea și jocul de astăzi în meciul cu Malaga, sigur era alt rezultat în acel meci. Până la urmă, e clar că noi trebuie să ne concentrăm acum pe campionat. Din păcate, în acest final de campionat, aceasta a fost ultima etapă din tur. Începe returul și întâlnim niște adversari foarte, foarte puternici. Se va acumula oboseală, plecăm la Sola mâine noapte. Deci sunt și kilometri, dar una peste alta referitor la jocul de azi, da, o prestație mult mai bună, o atitudine mult mai bună și cred că dacă am avea această atitudine și această evoluție ca din punct de vedere tehnico-tactic, vom reuși să ne îndeplinim obiectivul care avem în campionatul din Liga Forilor. Universitatea Craiova face a treia achiziție din pauza de iarnă. Oltenii s-au înțeles cu un internațional georgian. Piri Sori și Daniel Maldonado, doi fundași, au fost aduși în bănie în această perioadă, iar transferurile nu se opresc aici. Știința s-a pus de acord și cu un mijlocaș georgian, Anzor Megvabishvili. Acesta este un închizător de 22 de ani și 1,74 m. De picior drept, pentru a-l aduce de la Dinamo Tbilisi, finanțatorul Mihai Rotaru a decis să achite clubului gruzin 750.000 de euro. Megvabishvili are în palmares două titluri de campion și o supercupa a Georgiei. Are 13 meciuri pentru naționale și este cotat la 1 milion de euro de Transfermarkt. La universitate ar mai putea sosi și un atacant. Clubul din bănie l-a împrumutat pe Atanas Strică la CS Turnari, iar pe Alexandru Ișvan la Petrolul Ploiești. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.